Asta nu va fi ușor. Supercamionul e cunoscut ca fiind foarte bun la joc. Și au marcat! Așa este supercamionul. Să ne întoarcem la bază. Mașinuțele și Ben se jucau la parcul de distracții. Când Ben, din greșeală, a lovit caruselul. Acum toată lumea e blocată. Așa este. Trebuie să mergem acolo chiar acum. Acum situația e chiar mai rea. Nu poți merge prin noroi pentru că o să rămâi blocat. Roțile tale nu sunt suficient de mari. Ai o idee? Un monster truck! O idee minunată! Asta este! Continuă! În regulă, Ben! Supercamionul te va scoate din necazul ăsta! Da! Funcționează! L-ai salvat pe Ben! Acum trebuie să salvezi mașinuțele! Noroiul ăsta e ca nisipul mișcător. Haide, supercamionule, cu toată puterea! Stai, supercamionule, dacă te miști, vei rămâne blocat. Billy, ai venit să ne ajuți? Fantastic! Billy, mulțumim că l-ai salvat pe supercamion. Așa este! Să folosim este 3000! Billy, tu mergi în frunte și încearcă să le duci cât mai aproape posibil de carusel, bine? Haide, nu e timpul pentru joacă, nu mișca! Acum sunteți în siguranță, mașinuțelor. Mulțumim pentru ajutor, Billy. Păi, se pare că până la urmă a fost reparat. Cine vrea să se mai joace? În regulă, haideți! Ha-ha, distracție plăcută tuturor. Ne vedem data viitoare.
Bună, prieteni! Sărbătoriți ziua Sfântului Patrick! Îi înveți un dans tradițional irlandez? Ce interesant! Oh, Carl, mai bine te-ai grăbit! Ben și Gary au fost trimiși de către Carrie să-i aducă o ladă cu aur și carton curcubeu ca să decoreze restaurantul. Organizează o petrecere cu ceai de ziua Sfântului Patrick. Dar în drum spre restaurantul lui Carrie... Mai bine i-ai ajuta. Crezi că prietenul nostru a provocat ambuteiajul ăsta? Ce vei face? Asta e figura de idei. Un super tren! Să mergem! Ești atât de rapid! Ce se întâmplă, super camionule? Oh, nu! Car! A fost cât pe ce? Unde mergeți cu toții? Minunat! Dar deocamdată, supercamionul are urgență. Mulțumim, prieteni! Ne vedem la Carrie! Ce dezastru! Prieteni, sunteți bine? Supercamionule, trebuie să faci ceva! Un magnet? Ce inteligent! Atenție, prieteni! A fost cât pe ce? Mai bine v-ați grăbi, prieteni. Cred că vă așteaptă Carrie. Ar trebui să mergi și tu la restaurantul lui Carrie. Bună, Carrie! Ce petrecere minunată! Prieteni, e un mod plăcut de a-i mulțumi supercamionului. Carrie, dar unde mergi în așa mare grabă? Ai întârziat cu o livrare, nu? Carrie, ai auzit sirena? Cred că Bobby are necazuri.
Bobby, ce s-a întâmplat? Bobby, rechinii te-au urmărit din ocean. Să fii atentă, Carrie. Carrie, Bobby nu te aude. Atenție pe unde... Carrie? Carl, Carrie și Bobby au necazuri. Carrie a căzut de pe pod, a aterizat pe un nufăr, iar acum rechinii îi urmăresc. Trebuie să-i salvezi, repede! Uite, Carl! Carrie e acolo! Oh, nu! Rechinii vor fi eliberați de podul care se deschide imediat! Repede, Carl! Știi în ce vehicul vrei să te transformi ca să o poți salva? Hey, homo! Oh. Carrie, ia uite cine a venit! Ai uitat de rechin! Mai bine ai fi atentă! Bobby, supercamionul trebuie să o tracteze pe Carrie la mal! Ține-te bine, Carrie! Bobby, mai bine te-ai grăbit. Vin încoace. Carl, trebuie să acționezi rapid. Excelentă idee! Îți poți folosi magnificul ST-3000. Bineînțeles! Grăbiți-vă, prieteni! Super camionule, funcționează! Face ca rechinii să se îndepărteze! Continuă! Incredibil! Super camionule, ai speriat rechinii! Bună treabă! Mulțumim pentru ajutor, super camionule! Ai dreptate, Bobby! Mai bine am face râul un loc mai prietenos! Minunată idee, supercamionule! Să folosim o plasă! Ha-ha! Distracție plăcută, prieteni! Bună, Jerry! Încerci să bați recordul de viteză? Nu contează dacă nu ești rapid, Ben. Sunt o mulțime de alte lucruri pe care le poți face. Vrei să te întreci din nou?
Ben, ce e asta? Ai luat energia de la primăria orașului? E periculos? Pune-le jos! Nu poți încetini? Carl, avem o problemă! Ben a furat energie, iar acum nu se poate opri. Trebuie să-l ajuți! Carl, Ben merge mult prea repede. Ce transformare vei alege ca să-l poți prinde? Atenție, supercamionule! Carl, trebuie să-l prinzi orice s-ar întâmpla. Se îndreaptă înspre podul închis. Ben, fii atent! Podul încă nu s-a închis. Carl, folosește instrumentul special, ST-3000. Manime, enato! Un cârlig? E minunat! Ben, nu te panica! Carl te trage ca să nu treci podul încă! Podul e închis oricum. Ai ceva, supercamionule? Atenție! Wow! Miciumu! Capa! Wow, frumoasă aterizare. Ups. Ești în afara oricărui pericol acum, Ben. Mulțumim, supercamionule. Ai salvat orașul. Bună, Marley. Văd că ești într-o dispoziție bună astăzi. Ai vrea să-l ajuți pe Carl? Bine, atunci de ce nu dirijezi traficul ca nimeni să nu-l deranjeze pe Carl? Excelentă treabă, Marlu! Ești de mare ajutor! Se pare că cineva are necazuri. Îmi pare rău, Marlu, dar Carl trebuie să plece. E o urgență. Ne vedem mai târziu.
Aha. Bobby îl traca pe Walter pe canal, când, deodată, au apărut rechinii și au început să muște din platforma lui Walter. Dacă nu-i oprim, în curând Walter va fi mâncat și cred că și Bobby. Ai dreptate, Carl. Asta e o misiune pentru super camion. Supercamionule, dacă rechinii reușesc să mănânce restul platformei, Walter este următoarea cină. Așa este, trebuie să te transformi. Dar ce vehicul vei alege? Capa! Bineînțeles, o super barcă e alegerea perfectă. Walter, supercamionul vrea să sară de pe platformă direct pe el. Poți face asta? Walter, dacă nu sari, până la urmă rechinii vor mânca platforma, iar apoi tu vei fi în meniul lor. Te rog, sari! Rechini! A fost cât pe ce? Dar acum ești în siguranță. Supercamionule, trebuie să-l ajutăm pe Bobby. Rechinii n-o să-l lase în pace doar așa. Ai vreo idee? Poftim? Barca de jucărie? Supercamionule, nu avem timp de joacă. Avem o urgență aici. Oh, acum înțeleg. Dacă i-am putea distrage pe rechini de la Bobby, atunci ar putea scăpa de ei. Dar cum vei face asta? Maneme, Renato! Ciumo! Bela! Aia, Manoa! Devine din ce în ce mai interesant. Mă gândeam eu că vei spune asta. Este 3000 răspunsul. O rază telekinetică? Fantastic! Dar tot nu-mi dau seama cum îl vor ajuta pe Bobby să scape. Vei folosi barca de jucărie ca momeală? Abia aștept să văd asta! Hei, rechinilor! Veniți încoace! Da, funcționează! Ha-ha, supercamionule! Ești în mare plumeță, nu-i așa? Și au dispărut! La revedere, rechini! Excelentă treabă, supercamionule! A fost o idee excelentă! Iar Bobby e salvat. Bobby, întoarce-te. Platforma ta de tractări nou-nouță. Mulțumim, supercamionule. Ești un erou adevărat. Wow, Massimo! A fost incredibil. Oh, bună, Carl. E rândul tău acum? Carl, cineva are nevoie de ajutorul tău. Mai bine te-ai oprit deocamdată din exersat cascadorii și ai merge acasă chiar acum.
E Carey. E la cursa rațelor pe canal. Se pare că toate rațele sunt blocate în ceva din apă și încep să se adune grămadă. Oh, nu! Dacă apa dă pe afară, va fi inundație. Car, apa crește tot mai mult și mai mult. Poți ajuta? Minunat! Să mergem! Sunt atât de multe rațe care se adună grămadă, care ar putea fi problema? Ia te uite la tot gunoiul de pe canal. Ce ai vrea să faci? În ce te vei transforma? Ești un super camion de gunoi! Fantastic! Nimeni nu ar trebui să arunce gunoi nici în apă, nici pe stradă. Pentru asta sunt tomberoanele de gunoi. Super camionile, ar putea fi nevoie să lucrezi mai repede. Apa e în continuare foarte mare. Uf! A fost câmpece? Minunată treabă, supercamionule! Acum canalul e curat. Rățuștele de cauciuc se mișcă binișor acum. Iar apa a scăzut din nou. Oh, nu! O mașinuță încearcă să împingă o rață de cauciuc cu roata sa. Va cădea înăuntru! Grăbește-te! Nu poate pluti! Are vesta de salvare! E în regulă! Ai reușit, super camionule de gunoi! Minunată treabă! Supercamionule, uite un premiu! Pentru că ne-ai învățat că dacă punem gunoiul unde trebuie, vom avea o planetă mai curată și mai sănătoasă.